Viața fără un scop este o rătăcire, a spus Seneca acum ceva vreme și vreau să vă împărtășesc o experiență personală și niște revelații pe care le-am avut pe acest subiect în timp ce alergam. Alergatul pentru mine este un moment foarte special cu mine. Îmi place să alerg fără muzică, fără să ascult ceva, doar să mă bucur de experiența mișcării și a contextului în care mă aflu. Și în acest timp am toată ocazia, toate ocaziile, zic așa, săptămână de săptămână, să mă gândesc la diferite lucruri care mai interesante, care se petrec în capul meu. Și această viziune am avut-o în timp ce mă gândeam la rostul meu în această lume și la direcția pe care o ia viața mea în această perioadă, la unde îmi doresc să ajung și cum vreau să arate viața mea. Și mi-am dat seama că văd din ce în ce mai multă lume care este nemulțumită de propria viață, de propriile realizări. O grămadă de oameni care au o frustrare continuă că nu fac ceea ce le place, că muncesc, nu știu, pentru altcineva, că muncesc oarecum degeaba. Frustrarea asta că nu sunt cineva, că nu simt că fac ceva important, că nu simt că fac ceva care contează cu adevărat. Și mi-am dat seama că dacă vrei să ajungi undeva în viață, să vrei să ajungi departe în viață, e nevoie de niște calități, e nevoie de niște lucruri, niște ingrediente care să te susțină în toată treaba asta. Și nu spun de la mine, atenție, nu consider că am ajuns nu știu cât de departe, consider personal, după valorile mele, că am ajuns la un grad foarte frumos de împlinire a menirii mele, simt acest lucru, sunt împăcat cu ceea ce am făcut de-a lungul vieții. Dar am studiat foarte mulți oameni și am tot urmărit oameni mari, să zic așa, pe care, nu știu, i-am văzut că fac ceva care pentru mine și după măsura mea este ceva grandios, ceva măreț și ceva la care și eu îmi doresc să ajung. Și am observat niște lucruri comune și am tras niște concluzii și am ajuns la concluzia că este nevoie de niște calități, este nevoie de niște trăsături. Dacă vrei să construiești ceva care e cu adevărat măreț, care are un impact foarte, foarte mare, și sunt patru asemenea calități care sunt comune, care le-am văzut și citesc acum și o carte despre miliardari cu un impact semnificativ în viața foarte mulți oameni și acolo apar cumva aceleași trăsături, chiar dacă până acum urmăream educatori mai degrabă care au ajuns foarte departe. Și aceste patru calități, patru componente sunt determinarea, faptul că sunt dispuși să plătească un preț, sunt dispuși să facă niște eforturi, sunt dispuși să meargă până la capăt și să investească oricât de multă energie, și asta este una, determinarea. Apoi reziliența, faptul că reziliența nu înseamnă că nu ai momente de încercări sau nu ai momente de dificultate, ci înseamnă că ești capabil să te ridici. Oricât de greu ar fi, îți aduci aminte că poți și că vei merge mai departe. Și e vorba de o componentă emoțională foarte importantă, faptul că știu să treacă peste frustrări, peste încercări, peste feedback negativ, peste toate obstacolele care se numesc stări de altfel, ale lor și ale celorlalți. Reziliența este a doua. Optimismul, care în definiția inteligenței emoționale pe care o predau, înseamnă să fii capabil să-ți muți atenția la soluții de la probleme. Nu înseamnă că ei nu au probleme și nu au dificultăți, înseamnă doar că sunt capabili să-și mute atenția foarte repede înapoi la soluții, asta înseamnă optimismul. Și a patra calitate sau a patra componentă, dacă vreți, este răbdarea. Și aici este o lacună foarte serioasă în ziua de astăzi, pentru că toată lumea se agită. Răbdarea pentru mine înseamnă, în contextul acesta, că te ții de treabă până când e nevoie. Adică determinarea înseamnă că mergi înainte orice obstacol ar fi, dar răbdarea înseamnă că nu aștepți să se termine obstacolele. Da? Nu aștepți că odată iar obstacol, iar probleme, iar dificultăți, nu mai am răbdare, trebuie să ajung odată acolo. Și înseamnă că nu te apuci să cauți tot felul de scurtături, șmecherii și să ocolești cumva dificultățile. Înseamnă că ai această prezență în care problemele cu care te confrunți, obstacolele, dificultățile care apar, reprezintă o parte firească din drum și știi că e nevoie să te ții de o treabă și că o să dureze chestia asta. Răbdarea pentru mine înseamnă că menirea ta nu are un termen până când trebuie să o împlinești, ci înseamnă că ai o direcție pe care mergi și mergi cât de mult poți, cu o viteză cât de mare se poate, până când ține drumul, să zic așa. Asta înseamnă pentru mine răbdarea în contextul acesta al lucrurilor grandioase. Și
Pornind de la acest mesaj al lui Seneca, îmi doream foarte mult să transmit un mesaj, o să transfigurez puțin niște idei pe care le-am văzut, le-am citit. Și ideea aceasta că viața fără un scop este o rătăcire, pentru mulți înseamnă că dacă nu și-au găsit menirea, dacă n-au descoperit acel ceva foarte special, acea chestie cu C mare pe care ei vor să o facă sau pe care trebuie să o împlinească, înseamnă că ceea ce fac acum n-are un sens, n-are un rost. Foarte multă lume care este frustrată și este demotivată face chestia asta pentru că e ca și cum dacă nu am găsit acel ceva și nu am o împlinire și satisfacție super mega mare, înseamnă că ceea ce fac eu acum este fără rost. Și este extrem, extrem de periculoasă această percepție și această abordare și tot ce înseamnă contextul social de acum și mai ales zona de online ne împinge către această idee că da, trebuie să găsești, trebuie să știi, adică cum nu știi ce vrei să faci, ce lași în urma ta, trebuie să ai un impact important acum și tot ceea ce faci trebuie să fie ceva grandios, ceva măreț și dacă nu este așa, înseamnă că ceva faci greșit, înseamnă că nu ești pe drumul tău, înseamnă că dacă lucrezi pentru alții, înseamnă că faci ceva greșit, dacă nu ești milionar la 20 și 18 ani, înseamnă că faci ceva greșit. Și această energie cu care suntem împinși în aceste direcții, de fapt, de multe ori mai mult ne încurcă decât să ne ajute, pentru că creează impresia asta falsă, de altfel, după părerea mea și din experiența mea de 45 de anișori, impresia falsă că ceea ce faci are un rost doar dacă se încadrează în anumite condiții. Ceea ce muncești sau cu ceea ce contribui, ceea ce aduci tu în viața celorlalți, are un sens și are o valoare doar dacă bifează niște condiții. Și lucrul ăsta mi se pare foarte periculos pentru că așa ajungem să nu ne bucurăm de lucrurile mărunte, așa ajungem să nu avem satisfacția muncii simple pe care o facem, așa ajungem să ignorăm creșterea pe care o obținem din lucruri mărunte și așa ajungem să vrem să facem și salturi foarte mari, să ajungem foarte departe dintr-o dată și să nu fim dispuși să plătim prețul. Adică să nu avem acea determinare pe care majoritatea celor care au ajuns o au, pentru că nu ajungi foarte departe fără să ai dificultăți. Și mesajul de la care o să plec acum și o să-l mai modelez un pic în următoarele minute, este un mesaj pe care l-am auzit, mă rog, o idee pe care am auzit-o la un moment dat când studiam despre menire, despre vocația cuiva, despre menirea cuiva și fraza era în felul următor. Era în cu totul alt context, a plecat de fapt de la faptul că, zice așa, jobul cuiva care este șomer este ca timp de 8 ore să-și caute de lucru. Da? Deci jobul cuiva care este șomer este ca timp de 8 ore să-și caute de lucru. Și mi-a plăcut foarte mult ideea asta. Adică, măi, dacă ești fără lucru și vrei să obții lucru, înseamnă că trebuie să te angajezi ca șomer, adică trebuie să-ți cauți de lucru timp de 8 ore pe zi. Asta e treaba ta. Adică să intri pe site-uri, să cauți anunțuri, să mergi la interviuri, să depui CV-uri, să pui întrebări, să vorbești cu oameni. Asta e treaba ta. Ca să ajungi să te angajezi. Asta e bucățica de job pe care o ai dacă nu ai un job. Și de aici, în momentul în care am studiat despre menire și am predat despre menire, am ajuns la o concluzie, așa, o parafrazare a acestei idei, care pornise de la șomer și de la job, și am spus că menirea celui care nu și-a găsit menirea încă este să-și o caute. Adică dacă nu ai descoperit acel lucru măreț, acel ceva care simți, da mă, chestia asta o am de făcut în viața asta și asta trebuie să o urmăresc, atunci treaba ta este să cauți care este acel ceva. Aici încep micile probleme, pentru că această căutare nu înseamnă să citești despre chestia asta, nu înseamnă să vorbești cu alți oameni despre asta, hai să zicem că acolo mai poate să fie o componentă, dar în primul rând să-ți cauți menirea înseamnă experiențe pe care să ți le permiți, în care va trebui să te bagi, cum spune românul. Da? Deci prima componentă sunt experiențele. Fără să experimentezi direct niște lucruri, nu ai de unde să știi dacă ți se potrivește sau nu. Toate poveștile alea în care mama la 5 ani știa că vrea să fie nu știu ce și toată viața lui a fost nu știu cum și a ajuns foarte mare, sunt excepții. Adică dacă te consideri excepția de unul dintr-un miliard, e ok, nu e o problemă, dar
s-ar putea să nu fie asta calea, da? Atunci, că dacă asta ar fi calea, poate de la 5 ani ai fi descoperit sau de la 10 ani ai fi descoperit. Dar dacă ești ca noi tot restul, care ne-am dat seama pe parcurs care sunt acele lucruri pe care ne dorim să le facem, atunci probabil că va trebui să găsești o altă abordare, iar această altă abordare este de fapt căutarea care se bazează pe experiență. Stai să văd despre ce e vorba. Înseamnă experiențe, înseamnă eforturi. Adică să te bagi în contexte în care nu este plăcut, în care nu vin nu știu ce recompense, nu știu ce rezultate. Înseamnă eforturi pe care le depui pur și simplu să asimilezi acea experiență, să-ți dai seama ce înseamnă. Înseamnă riscuri. Înseamnă să te angajezi în locuri în care nu o să fie bine, nu o să-ți placă, nu o să-ți găsești menirea acolo, doar o să găsești anumite elemente despre care poți să spui, oh my God, exact chestia asta îmi place să o fac. Nu în contextul ăsta, nu așa, nu prin procesul ăsta, dar bucățica aia mă împlinește. Înseamnă riscuri, înseamnă să-ți asumi, să creezi niște contexte sau să accesezi niște contexte care reprezintă pericole emoționale, pentru că pericole fizice acum nu mai cred că este cazul, da? Când vorbim de un job sau vorbim de parte de vocație și de menire, da? Nu este pericol fizic. Înseamnă de multe ori să nu obții ceea ce ți-ai propus sau ceea ce ți-ai dorit. Lumea nu-și dă seama că dacă tu vrei să creezi ceva măreț și să-ți iasă ceva care chiar contează și care are un impact foarte mare, atenție, pentru că tot ceea ce faci contează, imediat o să înțelegeți de ce, vrei să ai un impact foarte mare, atunci va trebui să investești energie foarte mare și pe parcurs garantat o să greșești, garantat o să mai dai de gard, garantat o să ai sentimentul că ceva clar n-ai făcut bine pentru că n-ai ieșit nimic din ce ți-ai dorit. Da? Și să-ți cauți și să descoperi menirea înseamnă toate aceste lucruri, toate aceste componente care te ajută să-ți dai seama treptat care este acel scop mai mare. Înseamnă experiențele, înseamnă eforturile, înseamnă riscurile și înseamnă să nu iasă lucrurile așa cum ți le-ai dorit. Da? Astea toate sunt componente din care treptat pui cap la cap ce înseamnă această menire, direcția pe care ți-o dorești, acel ceva care simți că te pune în valoare cu totul. Și dezvoltarea unor calități pe acest drum și dezvoltarea calităților despre care am vorbit mai înainte, determinare, reziliență, optimism și răbdare, este parte din procesul acesta. Și nu prea poți să-ți dezvolți determinarea, reziliența, optimismul și răbdarea în condiții optime și ideale, că nu ai nevoie de ele. Da? Nu poți să dezvolți aceste calități. Și gândește-te, dacă dă peste tine menirea, vine acum și te lovește menirea și revelația, dar ești anemic, ești plângăcios, ești demotivat, te suflă vântul, oricine zice orice, imediat te sensibilizezi și te apucă plânsul. Ce Dumnezeu menire poți să împlinești? Adică o menire la care testele și încercările sunt de natura în care o personalitate foarte slabă să le facă față cu brio, cred că sunt lucruri foarte, foarte importante, pentru că oricine vrea să facă orice special, nu, ca persoană nu trebuie să fii cineva foarte special, asta este convingerea mea cel puțin, fiecare dintre noi putem să împlinim niște lucruri absolut mărețe, absolut fabuloase, asta e convingerea mea. Nu trebuie să fim ființe speciale în contextul social, profesional, ca abilități, competențe, calități, ci trebuie să punem în valoare calitățile pe care le avem, asta este convingerea mea. Dar dacă vrei să le pui în valoare la nivelul și la magnitudinea aceea a oamenilor la care te uiți. Pentru că foarte mulți dintre noi primim niște modele cu un impact foarte mare în business, poate în politică, în religie, în orice domeniu. Oameni care au un impact foarte mare nu sunt anemici. Da? Sunt oameni care au trecut prin greutăți, oameni care au fost încercați, oameni care au făcut lucruri care chiar contează și care s-au confruntat cu toate limitările lor. Ei, dacă vrei să ajungi acolo, va trebui să-ți dezvolți acele trăsături, da? Va trebui să ți le antrenezi undeva. Și orice vrei să faci special, care chiar să iasă în evidență și să însemne ceva pentru tine și pentru ceilalți, nu o să fie ușor, nu o să fie o chestie foarte simplă și de foarte multe ori nici măcar nu o să fie motivant, o să fie motivant rezultatul, dar niciun caz drumul și eforturile. De foarte multe ori s-ar putea să nu fie. O să fie greu, o să fie complicat și o să fie cu foarte multe încercări. Da? Pentru că acolo este nevoie, în aceste contexte este nevoie de determinare, de reziliență, de optimism, de răbdare, că în rest n-ai avea nevoie. Da? Dar tocmai acestea sunt motivele, toate aceste încercări și calitățile pe care le dezvolți pe parcurs, ele sunt motivul pentru care merită să te bagi în proces. Da? Ele sunt, practic,
pentru ce te bagi, pentru ce merită efortul. Toate aceste complicații prin care ai trecut. Dacă stai să te gândești cum încep poveștile care merită spuse, nicio poveste care merită spusă și merită ascultată nu începe cu: eram cu toții foarte odihniți, foarte bine mâncați, n-aveam nimic de lucru și tocmai totul ne-a ieșit foarte ușor. Nu așa încep poveștile de succes. Da? Sau cel puțin nu ăsta e contextul în care ele se desfășoară. Și atunci e important să ținem cont de lucrul acesta, că avem nevoie de acele calități, da? Cele patru: determinare, reziliență, optimism și răbdare. Probabil că mai sunt și multe altele, probabil că sunt nuanțe ale acestora la fiecare dintre noi, dar e nevoie de aceste calități, e nevoie de experiență, este nevoie de efort, este nevoie să-ți asumi riscuri, este nevoie să îți asumi că nu o să iasă lucrurile așa cum îți dorești. Și toată combinația asta te duce treptat, pas cu pas, către ceva măreț pe care îl construiești. Da? Asta este rețeta. Dacă te uiți un pic în jurul tău, la oameni pe care chiar și tu îi admiri, asta este rețeta. Da? Și dacă vrei să ajungi acolo, să-ți descoperi menirea, o să închei cu parafrazarea acestei fraze de care am plecat, cu menirea celui care nu și-a găsit menirea este să-și o caute. Și o să parafrazez încă o tură și o să iasă o frază cu care vreau să te las și cu aceasta o să și închei. Menirea celui care nu și-a descoperit menirea este să-și o caute și să-și dezvolte calitățile necesare ca să o poată împlini. Succes!